Pentru a întreține sănătatea, avem nevoie de o atitudine pozitivă față de viață. Oamenii morbizi, oamenii care au o atitudine morbidă, oh, nu-i nimic frumos în viață, oh, ei închid ușile, trag jaluzele la geam, nu respiră. Vreau să vă spun că există un link, o legătură între a mânca sănătos, între a ne deplasa, a face mișcare, important, pentru că atunci când, știți, Biblia spune cu sudoarea frunții tale îți vei câștiga pâinea și omul zice, ce ne-a blestemat Dumnezeu. Nu, știți că de fiecare dată când noi transpirăm și vreau să vă spun că ar trebui să transpirăm în fiecare zi, în momentul în care în fiecare zi transpirăm, facem două lucruri benefice pentru corpul nostru. Ficatul va spune, mulțumesc, te-ai deșteptat, pentru că eliminăm toxine prin intermediul transpirații, deschidem porii pielii și pielea, prin piele se poate respira. Deci sunt câteva avantaje. Știți când bem apă, că noi bem și de fapt o parte din aer, oxigenul de care avem nevoie. Deci a avea o dietă corespunzătoare, a face eforturi fizice până la gâfâială, nu? Atunci, într-adevăr, exersăm pulmonul, plămânii și avem posibilitatea de a ne oxigena creierul și atunci putem scrie poezie, putem spune mai mult te iubesc. Știți că în lumea noastră avem atât de multe neînțelegeri între oameni datorită unui simplu fapt. Oamenii nu respiră corect, nu beau suficientă apă, nu se mișcă, nu se deplasează, trăiesc așa cum în engleză se spune couch potato, pui un cartof într-un fotoliu, îi dai 150 de programe la televizor, un remote control și omul ăla pretinde să gândească corect. Nu, toate principiile de sănătate au beneficii pentru viața noastră și trăim o viață de calitate. Noi nu ne vom măsura, noi nu ne vom măsura viața, dar o vom trăi din plin. Așa că ce este important, principiul numărul 1, să avem o viață pozitivă, să avem o viață, o atitudine pozitivă față de viitor, să avem o dietă corespunzătoare care să nu facă corpul să consume mai multă energie decât e necesar. Știți că adeseori se numesc empty calories, asta înseamnă calorii goale. Sunt mâncăruri care corpul are nevoie de mai multă energie să le digere, decât beneficiu. Spre exemplu, investești în crearea acestui scaun 300 de lei și valoarea lui pe piață este 100 de lei. Deci care e rațiunea să investești 300 de lei în producerea unui scaun când știi că nu-l poți vinde pe piață mai mult? Așa sunt mâncăruri sau produse alimentare pe care omul le ia, le consumă și de fapt creează o extenuare a corpului pentru faptul că omul nu realizează calitatea mâncării, calitatea hranei, mă iertați, calitatea hranei, calitatea aerului, calitatea apei, calitatea orelor de somn, calitatea mișcării în fiecare zi. În momentul în care transpirăm în fiecare zi, o să dispară migrenele, e simplu, o să aveți mai multă poftă de mâncare, ridicăm sistemul de ardere al corpului, nu că îl speriem pe organism, dar zice, s-a trezit al meu la viață. Și într-adevăr ești un bărbat sau o femeie care face o diferență în societate. Deci cred că toate aceste elemente pe care doctorul Emil Barbu le prezintă au rațiuni deosebite. Un pic geamul crăpat spre seară, câteva ore lăsate, eu zic că o să ne mărească calitatea somnului în mod deosebit. Cei care dorm cu geamuri închise într-o cameră fără soare vor avea tot felul de coșmare. Te alergă o fiară, nu poți să fugi, vine după tine. De ce în interesul nostru să avem un somn liniștit, să deschidem geamurile în contextul ăsta? Da, prezentarea mea o să fie scurtă în această seară, pentru că nu vreau să... Dar vreau să completez ideea. Dacă aerul este viață pentru plămâni, rugăciunea este aerul pentru sufletul omului. Un om nu poate să respire, să trăiască fără a avea o relație cu Dumnezeu. Aș vrea să spun, dragii mei prieteni, că în această seară vreau să îl scot în evidență pe Dumnezeu. Și dacă te aude sau și dacă te vede. Sunt oameni, eram în avion, călătoream undeva și la un moment dat lângă mine era un individ foarte bine așezat, uns cu toate ale file, parfumat, așa, și ne-am dat la vorbă, la un moment dat zice, știi, am fost într-o delegație, cum se zice în românește, delegație, am fost în deplasare și am avut o aventură. Zice,
nu știe nimeni, nici familia, nici nevasta. Mă uit la el și zic, serios, chiar nu știe nimeni. Nu, nu, tot a fost închis în cine a fost sau cine a avut șansa să citească sau să meargă la Las Vegas, ei au declarații. Ce se întâmplă în Las Vegas, stă în Las Vegas. What happens in Las Vegas, stays in Las Vegas. So, oamenii cred că dacă te duci undeva și faci o prostie, nu știe nimeni. Nu vede nimeni, nu aude nimeni. Mă uit la individ, încep să zâmbesc, zic, eu știu o persoană care știe ce ai făcut în delegație pentru o săptămână. S-a înroșit, s-a negrit, s-a albăstrit, săracul s-a speriat. Cine știe? Zic, ai pistol? Nu, n-am pistol, dar cine știe că nu vreau să audă nevastă mea? Zic, tu. Tu ești persoana care știi. Și conștiința ta este gardianul care vine după tine în fiecare secundă. Tu nu poți să scapi de propria ta conștiință. Există cineva care știe ce ai făcut și nu o să-ți dea liniște pe pernă. Vedeți, noi nu știu dacă conceptul de conștiință mai există ca și concept, dar prin conștiință, conștiința este sanctuarul minții în care Dumnezeu nu intră, ci ciocăne. Dumnezeu este o persoană politicoasă. Dumnezeu ne-a învățat maniere. Dumnezeu este sursa absolută a unui caracter deosebit. El niciodată nu va da buzna, el niciodată nu va trânti ușa, el niciodată nu se va izbi, doar ciocăne. Vreau să vorbesc cu tine. Ei, acest factor, acest termometru a relației noastre cu Dumnezeu, conștiința, este întreținută de aerul spiritual care este rugăciunea. În contextul dat aș vrea să povestesc câte ceva. Vreau să prezint o declarație în Matei, capitolul 27, versetul 37. Și i-au scris deasupra capului vina. Acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Știți, noi când suntem la grămadă, luăm decizii pripite. Ați observat efectul de stadion, ca să nu zic efectul de turmă, că e jignitor. Când sunt oamenii la stadion și strigă ura sau au o atitudine emoțională colectivă, credeți că au cea mai bună performanță judecată, oamenii la stadion? Sau oamenii într-o aglomerație? Spre exemplu, cineva se bate cu altcineva în centrul Clujului. Unul vine și dă și strigă, bă, hoțu! Toată lumea se adună și toată lumea dă fără să pună întrebări. Ca rușii, împușcăm pe toată lumea în sat și după aia adresăm întrebări. E cineva care are vreo întrebare după toată lumea moartă? Deci efectul acesta a avut influența asupra deciziei morții Domnului Iisus Hristos și au scris deasupra capului, acesta este Iisus, împăratul iudeilor. So, vina Domnului Iisus Hristos era că el era împărat sau rege. Iisus Hristos este rege al tuturor oamenilor de pe planeta Pământ, numai dacă ei ascultă. Care este semnificația, care este implicația aceasta asupra noastră în Cluj în această seară? Este Iisus, toată lumea acceptă pe Iisus ca mântuitor. Iisus iartă păcatele, Iisus ne vindecă bolile, ne ajută în toate aspectele vieții noastre. Dar vreau să vă pun o întrebare, care este implicația? Sau câți dintre oameni, pe lângă faptul că îl acceptă pe Iisus ca mântuitor, îl acceptă și ca Domn și ca rege în viața lor? Care este implicația ca eu, Liviu Tudoroiu, în seara asta să spun Iisus nu e numai mântuitorul meu, Iisus este regele vieții mele? Care este implicația unei astfel de accept și care este implicația în viața mea de zi cu zi? Regele iudeilor, dacă îl accept pe Iisus ca Dumnezeu, ca rege al meu, el este Dumnezeul meu. El pretinde mă pretinde ca proprietatea mea, voința mea este voința lui sau voința lui este voința mea, eu trăiesc pentru el, el este primul și ultimul în viața mea, cer în numele lui Dumnezeu și Dumnezeu mă ascultă. Deci acestea sunt implicații când noi spunem Iisus este mântuitorul, dar este și regele și stăpânitorul vieții noastre. Adeseori se pare că noi avem așa o problemă în bursa de valori. Avem foarte multe drepturi, dar foarte puține responsabilități în relația noastră cu Dumnezeu. Vrem să ne dea, vrem să ne ajute, dar când e vorba de ascultare și de a merge lângă el, avem o problemă de autoritate. Vrem să merg puțin mai departe, în Matei capitolul 6, versetul 6. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa după tine și Dumnezeu care este ascuns îți va răsplăti. Dragii mei prieteni,
De fapt, dacă astăzi sunt ceea ce sunt, dacă sunt un creștin, făcând excepție de fapt că lucrez pentru oameni, vreau să vă spun că Iisus a fost, este și va fi fundamentalul motiv pentru care eu am devenit creștin. Eram un puș de 16 ani și, pentru că subiectul se cheamă El te aude sau poate cineva te aude. Mergeam pe drum, eram singur și singurătatea e o rană care nu se vindecă niciodată, sunteți de acord? Singurătatea e ceva care roade pe om, Dumnezeu ne-a creat ca să fim comunicativi. Și eram atât de trist că n-am adevărați prieteni, eram atât de trist că n-am găsit scopul vieții mele, eram atât de trist că sunt miliarde de întrebări și fără răspuns. Și la un moment dat parcă cineva m-a auzit, în conștiință mi-a vorbit, te iubesc. Te-am săpat pe palmele mele, numele meu este Iisus Hristos. După 29 de ani și mai bine, întâlnesc o familie de chinezi în Montreal. Lucrez cu ei un an jumate. Vreau să vă spun că cei care vin din alte culturi decât cele europene, care n-au la bază Biblia, ei nu cred nimic. Hristos pentru ei este ca un individ, ca Tutankhamon, Confucius, Buddha și așa mai departe. Un an jumate m-am dus și am povestit cu ei despre Hristos și dragostea sa. La un moment dat, omul îmi spune, numele lui era Hung Yung Lee, zice, ascultă pastor Liviu, nouă ne place foarte mult de tine. Întotdeauna mergeam, vreau să vă spun, chinezii când ies afară din țara aia, dorm și câte 25 într-un apartament de 2-3 camere, pentru că pentru ei spațiu este luxury, este lux. Și zice, de un an jumate vii la noi cu portbagajul plin de mâncare, discuți cu noi, te rogi cu noi, plângi cu noi și totuși înțeleg Biblia voastră, înțeleg Iisus al vostru. Dar de ce, Doamne, s-a dus Dumnezeu la evrei să scrie evrei Biblia? De ce noi, chinezii, o împărăție de 5.000 de ani, suntem 2 miliarde neoficial? De ce nu ne-a dat nouă Dumnezeu șansa să scriem Biblia? Șansa mea a fost că am mai citit câte ceva din cultura lor, am fost expus societății chineze, și adeseori ești pus în față în situația de a alege între a fi politicos și a minți, ca să nu jignești, sau a fi cărpănos și a încerca să spui adevărul în maniera cea mai puțin agresivă. M-am rugat în minte, Doamne, ce să spun? Să spun adevărul? Și la un moment dat am spus, domnule Hung Yung, Dumnezeu a cunoscut caracterul acestei națiuni. A fost odată, există o carte, se cheamă Tripitaka. Tradiția spune că Buddha și-ar fi exprimat câteva gânduri în chestia asta, dar i-am explicat, știți dumneavoastră că această națiune chineză, înainte de a deveni dinastie, a avut foarte multe relații cu Dumnezeu. Toată civilizația, dacă vă uitați la scrierea cuneiformă, au peste 2 milioane de caractere în limba lor și toată lumea, societatea medie, cunoaște 200.000. Și ei continuă să inventeze noi caractere. Și am zis, de ce inventați alte caractere când toată planeta, adică toată națiunea cunoaște 200.000? Zice, e mândrie națională, trebuie să inventăm caractere tot timpul. Și am explicat. A venit nenea Cutare și îl omoară pe fostul emperador al acestei națiuni, omoară, dă foc la librărie, dă foc la toată biblioteca cu toată arhiva de istoria a Chinei și spune, China începe cu mine. Peste 50 de ani, un alt individ, la fel de țăcănit ca și asta, nu i-a spus așa, i-a spus așa, obsedat de putere și de pasionat de, el e primul chinez, peste 50 de ani face și el așa, vine, îl omoară pe ăsta, distruge toate arhivele și spune, China începe cu mine. Au un ciclu de 25 până la 50 de ani când și-au distrus propria istorie. China este națiunea fără vestigii istorice. S-a mai scăpat pe aici, pe acolo. Dar datorită caracterului acestei națiuni, n-au vestigii istorice scrise. Și am spus, domnul Hung Yung, evreii au avut un cult pentru istorie. Este națiunea care are cea mai meticuloasă formă de scriere a istoriei întregilor națiuni. Sau Dumnezeu a cunoscut caracterul Chinei și Biblia n-ar fi supraviețuit.
nicio arhivă, nicio cronică de istorie a Scripturii n-ar fi supraviețuit în contextul acesta. Acum mă reîntorc, am făcut o paranteză puțin mai mare, mă reîntorc la ei și ce? Ai dreptate. Am tremurat, am zis, după un an jumate de discuții cu oamenii ăștia, poate că niciodată nu vor accepta creștinismul. Și vine și îmi spune întrebarea fatală care m-a terminat, zice, auzi, uite, vreau să spun, eu voi crede în Hristos și voi crede Biblia asta care zici tu și o citești în fața mea de un an jumate, dacă Iisus personal va veni la mine. Să-mi spună, eu sunt Iisus, asta e Biblia, credeți în ea. Când am auzit treaba asta, am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. Acum, dacă tu vrei să-i răspunzi, îi răspunzi, dacă nu, nu. Am zis, domnul Hung Jung, hai să ne dăm un răgaz de o săptămână, poate ne aude, care e subiectul nostru în această seară, poate Dumnezeu ne aude. Dacă, și nu vreau să contest sinceritatea și onestitatea noastră, nu am autoritate asupra Dumnezeului meu. Voi discuta, mă voi ruga, voi vorbi cu prietenul meu, mântuitorul meu, regele meu, Iisus Hristos. Și voi sugera cu umilință să vă bată la ușă și să vorbească cu dumneavoastră. Hai să ne dăm spațiu de o săptămână. De la Montreal la Toronto erau 670 ceva de kilometri. Merg înapoi, acolo locuiam în Toronto. O săptămână m-am rugat și m-am rugat. Zic, Doamne, nu mă lăsa. Eu cred în Tine. Tu trebuie să vorbești. Poate-L auzi, poate te aude. După o săptămână mă duc, sun la soneria acestei familii și genunchii îmi tremurau. Că nu știam care va fi reacția. Avea o fetiță mică pe nume Xin Ben. Și Xin Ben vine la ușă, deschide ușa și spune, ce faci, pastor Liviu? M-am îmbrățișat, o fetiță drăguță. Era. Și din spate vine Hung Yung Lee. Era inginer, un om foarte ilustru, soția era psihoanalist în unul dintre marile orașe chineze. Și vine din partea din spate a apartamentului și îmi spune, a vorbit Iisus azi noapte cu mine. Era atât de impresionat. N-am știut cum să-l iau, zic, serios, cum s-a întâmplat? Nu știu dacă a fost vis, nu știu dacă a fost viziune, nu știu dacă a fost revelație, dar a venit la mine în cameră și mi-a spus că Buddha nu este mântuitorul lumii, că nu există nicio altă cale spre cer și spre mântuire decât prin mine, Iisus Hristos. De fapt, în cartea Tripitaka, Buddha face o declarație, dacă a scris el, zice, eu nu sunt Dumnezeu, dar merg la Dumnezeu. Dacă vreți să mă urmați, țineți poruncile Lui. Și chiar am amintit treaba asta, zic, știi că Buddha a făcut aluzie la cele 10 porunci, la legea lui Dumnezeu? Și spune, zice, citește Scriptura, pentru că este singura carte care te conduce către ceruri, iar acel om care vine la tine, ascultă-l, că l-am trimis din dragoste pentru tine. A fost așa o deschidere și o armonie. Într-un an de zile, după tot efortul, un an și ceva, la un moment dat, într-o lună, într-un august frumos, în care toată pădurea în Canada este cărămizie, a acceptat să se boteze. A fost marea mea plăcere, a fost a ena oară când am auzit și am văzut că Dumnezeu aude. Dragii mei prieteni, în această seară suntem invitați să considerăm rugăciunea ca elementul fundamental al experienței creștine. Creștinii au forme religioase, ne adunăm în zile de sărbătoare, oficiem anumite momente importante din istoria creștină, dar dacă personal, individul, eu, tu, nu avem o relație de rugăciune cu Dumnezeu, nu deschidem ferestre spre cer și nu ne rugăm, El nu ne aude. Este important ca să avem o comunicare vie cu Dumnezeu. Spuneam în prima seară, când citim Scriptura, când ne rugăm, noi îi vorbim lui Dumnezeu. Când citim din Biblie, citim Scriptura, El ne vorbește nouă. Și ca să fie o comunicare completă, avem nevoie de ambele drumuri. S-a terminat Matei capitolul 6, versetul 6, este versiunea engleză, că în română nu scrie așa. Adică ultima parte. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa după tine și Dumnezeu care este nascuns îți va răsplăti pe față. Asta este traducerea în original. În română spune doar, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa după tine și Dumnezeu care este nascuns îți va răsplăti. Pe față nu există în română.
Dar este interesant că Dumnezeu nu ne-a trimis la spovedanie. Eu nu mă rog la dumneavoastră, dumneavoastră nu vă rugați la mine, noi suntem oameni egali înaintea lui Dumnezeu. E adevărat, unii avem mai mulți bani în bancă, alții avem un nivel intelectual mai ridicat decât ceilalți, alții suntem mai păcătoși decât ceilalți, alții suntem mai frumoși și alții mai urât, dar nu face nicio diferență înaintea lui Dumnezeu. Suntem egali. Și Dumnezeu ne-a chemat să ne spovedim Lui. Știți de ce? E frumos, pentru că prețul păcatelor noastre l-a plătit Iisus. Am mers la cumpărături într-o seară, era 2001-2002. Și nu știu ce s-a întâmplat, pentru că sunt un om foarte vesel, adeseori uit. Mai pe vremuri, de când am soție, nu mai uit. Sau cel puțin mi-atrage atenția. Dar vreau să vă spun că venim de la cumpărături și am descoperit că am închis mașina și cheile erau în contact. Era seară în Toronto, câțiva indivizi dubioși și au început să dea... să vină la parcare unde eram, aveam cele două fetițe ale mele și soția mea și câțiva bețivi în ăștia, adică oameni puțin veseli, și au venit și au început să mă așa, ce faci aici, cu tare, dăm niște bani. Fiica mea mai mică, Ana Maria, a început să plângă, era probabil că avea 8 anișori, 9, nu mai rețin, și mi-am dat seama, am tras de toate ușile pentru câteva minute în mod disperat, zic, băi, dau un pumn și sparg geamul ca să iau cheile. La un moment dat, fetița mea cea mică, deși sunt pastor, citesc Biblia de atâția ani, fetița mea mai mică zice, tati, nu crezi că ar trebui să rugăm pe Domnul Iisus să deschidă portiera, să deschidă ușa? Eu când am auzit treaba asta, adică eu îl rog pe Domnul Iisus că am uitat cheile mașină, vezi măre, Doamne, numai asta n-are Iisus de făcut decât să deschidă mie ușa la mașină. Acum, pentru mine, ca pastor care judec complex, zic, dacă mă rog eu și nu-mi deschide Iisus ușa, credința copilului meu va fi foarte obstrucționată. Și am sugerat, zic că, Ana Maria, crezi că te îndeamnă Domnul să te rogi? Tati, ce nu, roagă-te tu. Nu știu, roagă-te tu, ca ideea a fost a ta, eu doar zic amin la ce spui. Zic, dacă nu se roagă, adică dacă se roagă și nu se deschide ușa, poate că mai trebuie să crească credința noastră, dar eu ca pastor ce să-i mai spun, nu? Că noi avem toate credințele, toate așa. Și a început fata să se roage cu lacrimi. Doamne Iisuse, uite oamenii ăștia răi, să uită la noi, te rog frumos, deschide ușa, fă o minune cu tare. Mă rugam și zic, Doamne Iisuse, iartă-ne, dacă e blasfemie, dacă e încumetare, nu știu ce e, dar te rog, nu lăsa fetița asta să se poctignească în tine. În credința, era atât de simplă, fără cosmetică, fără introduceri cu aliniatul 1, litera cu tare. Nu, la Dumnezeu te duci exact așa cum ești și spui nevoia ta așa cum ești. În momentul în care fetița se ruga, te rog, deschide ușa. Și când am zis toți amin, eu, soția mea și fetița mea mai mare, Ana Maria zice, acum du-te și deschide ușa. Eu zic, du-te tu. Zice, nu, tu să te duci să deschizi. M-am dus, parcă aveam kilograme în picioare, de-abia mă mișcam. M-am dus, doar n-am tras de ușa asta de 20 de minute, am tras de ușe și nu s-a deschis. Și doar am tras-o cu degetul, clanța, și s-a deschis. Vă spun, am rămas uimit. Eu ca om am fost umilit de alți oameni de multe ori în viață când am înțeles valoarea credinței unor oameni. Și când ne-am dat seama că eu am carențe în simpla credință de copil în relația mea cu Dumnezeu, am deschis ușa, fata a zis, ai văzut, Domnul Iisus ne iubește, ne-a ascultat rugăciunea cu tare. Tema noastră era, roagă-te, poate că aude. Dumnezeu poate că aude. Este relația noastră. Știți, Iisus, dacă ar fi fost un filozof, l-am fi contestat. Dacă a fi fost un războinic, am fi luptat împotriva lui. Dacă a fi fost un om religios, l-am fi ignorat. Du-te, Domnule, și te lasă-ne în pace. Dar Iisus n-a fost nici avocat, nici războinic, nici filozof. Iisus a fost iubire. Ce te faci cu asta? Iisus a fost iubire. Dragii mei prieteni, dacă ne rugăm
avem viață noi, ferestre deschise spre cer, așa cum sufletul, trupul are nevoie de aer, așa noi avem nevoie să vorbim cu Dumnezeu ca și cu un prieten, ca și cu cea mai apropiată ființă nouă. Fără relația noastră cu Dumnezeu, fără rugăciune, noi suntem niște oameni morți. În cartea lui Iuda, dacă vă aduceți aminte, miercuri seara spuneam, pomi dezrădăcinați de două ori morți, valuri infuriate care spumegă rușinile lor, stele rătăcitoare care, pentru care a fost păstrată negura întunericului pe vecie. Asta este realitatea oamenilor care n-au relație cu Dumnezeu. Știu, vom avea relație cu o biserică, vom avea relație cu o instituție, vom avea relație cu o școală, vom avea relație cu un partid politic, vom avea relație cu vecinii, vom avea relație cu partenerii de viață, vom avea relație cu părinții noștri, vom avea relație cu copiii noștri, dar este zero dacă nu avem o relație cu acela care cu mâna ta, sa tandră și duioasă, ne-a creat și ne-a plămădit niște ființe atât de minunate. Vreau doar să spun câte ceva. Dumnezeu niciodată nu zice nu la rugăciunea ta. Da, și dacă nu poate să zică da, zice da, dar nu acum. Și dacă nu zice da, dar nu acum, zice am ceva mai bun pentru tine. Adeseori noi, prieteni, noi alegem foarte greșit. Sunteți de acord? De multe ori în viață am avut o întâlnire cu un tânăr în Statele Unite, era îndrăgostit, lulea de o colegă de facultate. Toată lumea îi spunea că nu-i cea mai bună versiune pentru el. Dragă, când ești îndrăgostit, nu există părinți, Dumnezeu, rațiune, nimic, ești uraganul care vine de la Navarone. Și părinții, într-un act de disperare, zice, Liviu, pastor Liviu, poți să te duci să vorbești cu fiul meu, să discutăm? Și m-am dus, l-am invitat la un prânz împreună, la unul dintre micile restaurante vegetariane care le aveam acolo în Sacramento, și zic, hai să povestim. Am ajuns, am discutat toate detaliile unei relații de căsătorie și i-am zis pe nume, zic, ești convins că după toate argumentele, asta este fata cu care trebuie să te căsătorești? Nu sunt convins, dar o iubesc. Zic, și uite, eu te respect. Poate că e bine să te duci să te rogi lui Dumnezeu, că Dumnezeu te ascultă, poate că te aude, ăsta e subiectul nostru, poate că te ascultă, poate că aude din cer. Știți ce mi-a răspuns? Dar mi-e frică. Dar dacă îmi zice nu? Să știți, există întotdeauna temeri nejustificate. Dumnezeu a pus în codul nostru genetic, în ADN-ul nostru, a pus noțiunea de frumos. Frumosul pentru mine este ceea ce Dumnezeu mi-a zis mie că este frumos. Dumnezeu știe acea dischetă a caracterului meu și știe ce înseamnă frumosul. Dumnezeu niciodată nu va alege ceva ce nu te va surprinde în mod plăcut. Dar avem nevoie să ne încredem în El. Merg puțin mai departe. Bertrand Russell este un ateist care făcea mare gălăgie împotriva creștinismului. După ani de luptă împotriva Scripturii, face o declarație interesantă la televiziune. Mă simt rușinat să spun, dar ceea ce lumea are nevoie cel mai mult este dragoste. De care? Dragoste creștină. Așa spunea un ateu. Numai la creștini am văzut treaba asta. Ce este interesant, Ioan capitolul 16, versetul 24 spune, până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta pentru că bucuria voastră să fie deplină. E noi copii, Dumnezeu Tatăl, nu e frumos să te duci acasă tu și doar simplu să spui, vreau să mă ajuți. Și Domnul Hristos, bazat pe sinceritatea noastră, ne va asculta rugăciunea. Mi-aduc aminte de o experiență interesantă care s-a întâmplat în octombrie 1829. E un băiat extraordinar care dorește să meargă să ajungă și el bogat. Își părăsește orașul său natal undeva în Anglia și se îmbarcă spre Australia. Mama sa, vă dați seama, o mamă întotdeauna plânge, mă băiatule, nu te duce, mamă! Vreau aventură, gata, s-a terminat, tata a murit, avem avere, vreau să dovedesc că pot să fac ceva de la viață. Dar nu pleca, te rog frumos, vreau aventură, vreau risc, vreau să dovedesc că sunt cineva. Copilul a plecat, au trecut atâția ani, mama lui a rămas acasă rugându-se. La o vârstă foarte penibilă, foarte, mă iertați, la o vârstă târzie,
Femeia se îmbolnăvește. Își vinde tot ce mai avea ca să cumpere un bilet către Sydney, Australia, să-și caute fiul. Nu mai avea nimic. Și ce credeți că ia cu ea? Biblia, care i-o dăduse cadou. Fiul, în dorința lui de aventură, și-a lăsat Biblia acasă. Mămica vinde tot ce a avut, inclusiv casă, și ia un bilet de avion către Australia. Și vrea să-l găsească pe băiatul ei. Ce se întâmplă? La un moment dat, băiatul acesta merge cu vaporul într-o expediție să vâneze balene. Să văd și eu cum se vânează o balenă. S-a întâmplat că la un moment dat, la bordul acestui vas, cu destinația Colère Bay, se întâmplă că vasul ia foc. Naufragiază toată lumea, câțiva oameni acolo, după 3 zile au fost găsiți către o navă și băiatul e pe navă. După niște stângi, cei 14 pasageri fac cu mâna disperați și Swiftsure îi ia în barcă, în vaporul lor. Merg cu vaporul, Dumnezeu ne-a salvat viața, unii dintre ei spuneau. Tânărul zice, vreau să văd cum se vânează balene. După câteva ore, o altă corabie, guvernator Reddy, i-a preluat pe toți 32, că și corabia s-a sfărâmat și a venit al vapor și i-a salvat. Imaginați-vă că după încă 3 ore, corabia a ars în flăcări și cei 64, că se tot adunau oameni pasageri de la fiecare corabie, împreună 64 de pasageri au reușit să scape cu o barcă și s-au refugiat pe o stâncă. Ce se întâmplă după câteva zile? Comet. O altă corabie i-a salvat. Au plecat pe drum, după 5 zile o furtună puternică a dezmembrat o bună parte din noua corabie și au ajuns din nou în pericol de a se scufunda. Și finalmente, timp de 18 ore, au plutit printre rămășițele corabiei. Acum erau mai mulți. Jupiter, o altă corabie, i-a salvat pe toți cei care acum erau 85 de persoane, iar după 2 zile apare un incendiu iar în această corabie și se scufundă. Merge mai departe și spune, după nu mult timp, o altă corabie numită City of Lyrics a preluat toate cele 123 de persoane, toată lumea la bord. Și aici, la un moment dat, băiatul care scapă de la moarte de atâtea ori, băiatul merge acolo, le-a dat biscuiți sărați și zice, băieți, ce-ați pățit, mă? Și uite, 5 vapoare s-au scufundat și dumneavoastră sunteți ultima, sper să nu se întâmple nimic. Zice că o femeie în vârstă de 60 de ani, numită Sarah, era foarte bolnavă. Doctorul Thomas Sparks s-a gândit să-i facă moartea mai ușoară și vorbește cu capitanul. Zice, domnule, tot timpul rostește numele băiatului ei. Și băiatul ei era pe vapor, dar ea nu știa. Nici el nu știa. Și spune, zice, nu găsiți un tip de 35 de ani care are accent englez să dea fiul ei, că dacă cineva care seamănă are accent englez, ea nu mai vede bine, ea are temperatură cu tare, să moară femeia liniștită că și-a găsit fiul. Au vrut să o mintă ca să moară liniștită. Și în momentul în care capitanul face declarații, care este, vrea un englez de 35 de ani, cam așa la înălțime cu tare, care se cheamă cu tare, vrem să se auto-identifice ca fiul cu doamna Cutărescu. Băiatul rămâne șocat. Cum ziceți că o cheamă pe doamna aia cu tare? Și din ce oraș e? Capitane, asta e mama, du-mă la ea. S-a dus și s-a întâlnit acolo și mămica lui, săraca, cu lacrimi în ochi, zice, auzi, dragă, mi-am vândut tot ce am avut, am cumpărat un bilet de avion până la Sydney ca să-ți aduc Biblia care ai uitat-o. Există mii și mii de dovezi că Dumnezeu ascultă rugăciunile oamenilor. Poate că te ascultă. În această seară va trebui să provocăm cu umilință pe Dumnezeu cerului și să-i vorbim în modul cel mai deschis. Eu, Liviu Tudoroiu, vin înaintea ta, Doamne, atât de mizerabil. N-am niciun drept la viață? Nu mă încred în cămașa de pe mine? Nu pot să am încredere în lacrimile mele? Dar am auzit de un Iisus. Am fost atât de impresionat de El și aș vrea în această zi să-mi dai șansa să vorbesc cu tine. Ascultă-mă, dă-mi, ajută-mă. Dacă poți să faci ceva cu un astfel de individ ca mine, fă. Am încercat toată viața, planuri și idei nobile, dar sunt o ruină. Tu, Dumnezeu, Mântuitorul meu adevărat, te rog, ia-mi inima, fă-mi-o curată, schimbă-mă. N-am bani, sunt ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, dar tu
ești de o noblețe de caracter care mi-a copleșit inima. Te rog, vino și ajută-mă. Să ne ajute Bunul Tată Ceresc să putem trage concluzii de genul ăsta. Avem nevoie de credință, avem nevoie de rugăciune. Căci rugăciunea este ceea ce dă calitate vieții dumneavoastră, rugăciunea este ceea ce vă va face femei și bărbați incoruptibili. Banul, pozițiile sociale nu vor avea nicio relevanță pentru dumneavoastră dacă noi toți devenim bărbați și femei ai rugăciunii. Și apoi rugăciunea oferă cea mai mare calitate pe care o căutăm în această societate. Știți care este? Calitatea este răbdarea. Și acum să vă spun patru lucruri și închei. Răbdarea cu cei din jur înseamnă respect. Răbdarea cu tine însuți înseamnă încredere de sine. Răbdarea cu Dumnezeu înseamnă credință. Și răbdarea în familie înseamnă dragoste. Răbdarea cu alții înseamnă respect, răbdarea cu tine însuți înseamnă încredere de sine, răbdarea cu Dumnezeu, ai răbdare cu Dumnezeu, înseamnă credință. Nu, Dumnezeu ne-a uitat, mă va ajuta, mă va asculta într-o bună zi. Răbdarea în familia ta, cu soția sau cu soțul tău, cu copiii tăi sau cu părinții tăi, înseamnă dragoste. Dumnezeu să deschidă ferestre către cer în această seară și să ne plecăm pe genunchi, poate că ne aude. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea deosebită.